Președintele Consiliului Județean a prezentat câteva din investițiile ce vor fi făcute în acest an la Spitalul Județean după finalizarea proiectului de buget. Gheorghe Flutur a declarat că în această toamnă vor fi finalizate lucrările la secția de cardiologie. Finalizarea lucrărilor la secția de cardiologie în această toamnă, 600 de metri pătrați cu circa 30 de paturi, am bugetat pentru a finaliza și a face recepția. De asemenea, vor fi demarate lucrările la clădirea în care va fi amenajat ambulatoriul și se vor finanța studiile de fezabilitate pentru heliport, lift exterior și blocurile operatorii. Demararea corpului nou de clădire, demisol, parter plus 4 etaje pe 4.000 de metri pătrați, ambulatoriu integrat de specialitate. Studiu de... Tot ce înseamnă, inclusiv demararea lucrărilor. Și aici am alocat o sumă importantă de bani. Sperăm să începem și să fim foarte avansați în acest an cu această lucrare. Apoi avem câteva studii de fezabilitate care le plătim, le-am bugetat. Porul de la Helioport, de la, pe acoperișul Spitalului Județean și liftul exterior. Nu? Deci e un program operațional la ADR Nord-Est, unde studiul de fezabilitate îl facem noi. De asemenea, studiul de fezabilitate la cele 4 blocuri operatoare pe care vrem să le construim. În ceea ce privește aeroportul, președintele Flutur a declarat că este extrem de necesară finalizarea terminalului și dotarea cu autospeciale de dezăpezire. Finalizarea studiului de fezabilitate pentru extinderea terminalului. Zilele acestea, pentru că au fost niște observații pe studiu din partea Comisiei, așteptăm să avem forma finală și așteptăm lămuriri dacă putem fi eligibili sau nu pe POIM, dacă nu, să ne vedem de drumul nostru pe creditul pentru care am început procedurile ca să facem terminalul. Dar aici suntem cu studiul de fezabilitate. Dotarea cu autospeciale de dezăpezire instantaneu și cu distribuirea de materiale pentru pistă, de antiderapante, au prevăzut. Sigur, mai au și alte investiții, drumul perimetral, aparatură de securitate și siguranța aeroportuală, un ambulift pentru persoanele cu handicap să poată fi urcate în avion.